imnuri nemuritoare, scurt de tot. De la apariția mișcării adventiste pe pământul mioritic românesc până în anul 1910, adică din 1870, până în 1910, preț de 40 de ani, mișcarea adventistă din România nu a avut o carte de imnuri. Întrebare, ce au cântat oamenii aceștia? În 1910, Petre Paulini cu Ștefan Demetrescu au reușit să facă o culegere, o cărticică mică de 75 de cântări fără note. 13 ani mai târziu, adică 53 de ani de la apariția mișcării, la cei doi, lângă cei doi, Petre Paulini și Ștefan Demetrescu, se alătură și Acul am avut pe limbă. Nu. Cu N. Ah, mereu uit. Nu, nu era Demetrescu. Jelescu, Nicolae Jelescu. Nicolae Jelescu, profesor de muzică. Ceilalți erau amatori, ca mine. Cântau după ureche. Dar Nicolae Jelescu avea conservator, profesor de muzică. Fiii lui studiau la Paris. Și aici întreagă poveste. Pe vremea aia, faptul că i-a dat să studieze la Paris muzică, au zis și au trădat credința, n-acceptau performanță, profesionalism în muzică. Ei rămăseseră tot la mandolină și la mandole. E, în 1923 ia ființă manualul de 418 imnuri pe care l-am avut din 1923 până în 2006 neschilodit, adică nemodificat. Da? Vă dați seama? Și după 1923, la o perioadă de 3-6 ani, au apărut Flori de Lăcrămioare, Florile Credinței, până la, în 1966, dacă greșesc, sper să nu greșesc, au apărut Ciripii de Păsărele. Cine își mai amintește Ciripii de Păsărele? Cărticica aia dreptunghie. Am putea să cântăm o strofă din vreo cântare? Care? Ia să... Sus pe o creangă de pom, colo sus, e ceva frumos de tot, colo sus, e un cuib mic drăgălaș, frumușel vă apropiați, liniștiți plecați copii, de la cuibul cu pui. Strofa a treia, dacă o știți, sunteți extraordinari. Dar de-o fi noaptea grea, vai de ei, vântul rece va sufla, vai de pui. Cine s-o îngriji de pui, sus în vârful pomului, sub asprimea vântului, de va fi noaptea grea. Strofa patra, ultima, asta este. O, e Tatăl Ceresc, vede tot, știe tot, la El toți se adăpostesc, știe tot, vede tot. El vechează peste noi, știe puii 1, 2, 3, să-L iubim acum și noi, El e Tatăl Ceresc.